Un minor din Florești a fost transportat astăzi cu elicopterul SMURT de la Florești la Chișinău. Potrivit salvatorilor, minorul a suportat mai multe traumatisme în urma unui accident rutier cu motocicleta pe care o conducea. Accidentul rutier s-a produs în seara zilei de ieri, în jurul orei 22:20. Un automobil de model VAZ, condus de un bărbat în vârstă de 24 de ani, care se deplasa din orașul Florești spre municipiul Bălți, având viteză excesivă, a ieșit pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu o motocicletă de model Minsk. Conducătorul motocicletei a fost transportat la spitalul raional cu diverse traumatisme. Echipajul aeromedical SMURD a venit la Chișinău din Galați, România, iar pe tot parcursul zborului, băiatul a fost monitorizat de medicii români. După aterizarea elicopterului, minorul a fost transportat la Institutul Mamei și Copilului din municipiul Chișinău pentru următoarele intervenții medicale. Starea băiatului este gravă, dar stabilă. Acum medicii de la Chișinău depun tot efortul pentru a-i salva viața. De la începutul anului, aceasta este a 15-a intervenție aeromedicală SMURD în Republica Moldova.